Miercuri 10 iunie a expirat oficial perioada de prohibiție la pescuit, astfel că pasionații de aruncat nadă și prins capturi campoveștile cu munștri marini au luat cu asalt apele curgătoare și bălțile de pe raza județului. Relaxarea pe mal de râu, bățul arcuit sub greutatea capturii, pluta luând o razna pe apă în sus și mai ales satisfacția peștelui agățat în cârlig sunt elemente decisive care fac din amatorii acestui frumos sport adevărate statui cu undița în mână. Am auzit că sunteți profesionist. Da. Ceva. Doi scobare astăzi. Da? Da. Nu prea merge. Da drumul la râu mare și nu prea mâncă. Când... De câți ani aveți pasiunea asta pentru pescuit? De mic copil. În această perioadă se pescuiește preponderent caraș, crap, roșioară, plătică, șaleu și biban, dar se pot captura și som, scobar, mreană, clean sau știucă, așadar fir întins.